Așa, bună seara și bine ați venit la cea de-a treia ediție a acestei emisiuni! Iar în această ediție de astăzi, super concurenței, super deștept, super capabil, super umor, Vlad Slusarenko, un râd de aplauz pentru el! Marin Madan! Ivan Lulenov! Și preferatul mamei sale, Victor Vizitiu! Emisiunea Așa, bună seara, o emisiune în care băieții își testează cunoștințele în istoria românilor și mai ales în istoria Moldovei. Dar cum fac ei asta? Pentru fiecare răspuns corect primesc 2 super Ștefani. Pentru răspuns greșit primesc minus un Ștefan. Iar pentru răspuns amuzant, hazliu, ha-ha-ha din sală și respectiv încă un Ștefan în palmaresul vostru. Mă uit la tine, tu te uiți la mine, tu deja ai unul. Eu sunt avantaj. Ok, dar cum o să facă ei asta ca să există un pic de reguli? Evident că pentru asta avem super clopoței! Dar ce câștigăm noi dacă câștigăm ceva? Am ușa zdeț. Super, data trecută ai avut un microfon super puternic, dar un clopoțel super slab. Da. Dar de data asta îți dă un clopoțel super puternic direct din stână, de la stand-up. Mulțumesc! Pentru Victor, acest super clopoțel. Pentru Vladislav Slusarenko, acest mic clopoțel. Și acest clopoțel pentru Marin. Marin, liniștește, blядь. Marin, și atent că nu știi unde a fost clopoțelul. Asta nu-i penis. În ediția de astăzi vor lupta, ca de obicei, pentru 1000 de lei banii. Ok, mergem și chiar acum dăm start întrebările cu prima rundă. Întrebarea numărul 1, unul de aplauze și începem. Yahoo! Și acum prima întrebare. A fost ruso-turc un război? Care-i scorul? Război din 1806-1800? 12. 12, într-adevăr. Rusia inițial a avut anumite pretenții. Și pretenții avea? Au vrut mai mult în Moldova decât o prinit. Da. Inițial au vrut ambele principate, și țara românească și țara Moldovei, după care au zis că ok, dați-mi numai țara Moldovei, după care au zis că bun, hai să ne mai reducem de pretenții Moldova de la Siret pe la Nistru, și după care au zis nu, bun, craineac, vrem Moldova de la Prut la Nistru. Uh-huh. Întrebarea este de ce Rusia și-a redus din pretenții. Ce aha. Da. Victor? Eu presupun din cauza că rușii nu știu limba turcă, turșii nu știu rusă și nu s-au putut înțelege. Așa. Era dicționar pe atunci, știi? E show de logică aici, da? Da. Da. Repetă întrebarea. Logic trebuie să repetă. Asta e lungă întrebarea, m-am zăibit. Rusia și-a redus din pretenții. Inițial vreau ambele principate, după care numai țara Moldovei, după care Moldova mai mică și după care au zis că ok, Prut Nistru. Întrebarea care este? De ce și-au redus din pretenții? Pentru că nu era pretențioasă. Și asta e... Mai spune de ce de minus un punct. Minus un punct deodată. Un punct lui Vania. Nimic n-am spus. Cum a spus Timofte? Tăcerea este aurul nostru din viață, toată. Tăcerea e aurul nostru. Ok, da? De ce și-au redus de pretenții? Doamna, căutați pe internet? Vlad. Da, eu am fost primul. La soția mea. Și ultim. Хотя nu cred. Glumă. Da. Deci, eu cred că ei такое, типа, да, ține nou mult. Așa. Și apoi urmă au zis că, ok, nu trebuie să lucrăm la cantitate, lucrăm la calitate. Și pământul ăsta dintre Rebrut și Nistru era cernozem, curat. Și au zis că, mai gândi să avem puțin, dar roditor. Adică de pământul nostru e. Sfânt. Bun! Bun! Și tare bun! Și limba noastră e o comoară. E comoară! Da, în adâncuri, înfundate. Un șirac de piatră rară pe moșie revărsată. Bravo! A treci cuplet cineva, îl știe?
Третий куплет. Limba noastră? Foc ce arde într-o neam. Нет, a второй. Limba noastră, limba sfântă, limba vechilor cazacii care vergi, care o cântă. A, știi, 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 gata. E deștept. Eu просто n-am știut. Ok, da. Eu presupun că după război tot era distrus. Și rușul a zis că noi luăm tot. Și apoi văzut, iai bucătăni de reconstruit. Noi nu avem atâția bani. Respectiv luăm numai o bucată. Care trebuie să o reconstruim. Noi nu avem atâta moldoveni. Da. Pentru a reconstrui. A venit, da? Ia prin așa. Dar poate... 1812. Asta este un indiciu. Asta e bun indiciu, da. Asta e primul, da? Ce? Primul și ultimul, da? Primul an 1812, da? Da, pe urmă a fost 1813. Asta tot știu despre 1812. A venit o vedetă foarte importantă. Tarcan, Tarcan a fost. Tarcan. Aici sta, și când și urmă. Da, sau și cadam. O vedetă importantă. O vedetă importantă trebuie să vină. Trebuie să vină. Da, în 1812. Cine cam trebuie să vină? Unde? Angela Merkel. Xerx. Și? Xerx. Xerx. Xerox? A venit Xerx, care din 300 spartanți, ați văzut? A venit Xerx și a spus, așa a spus la ruși, tipa, dușesc, dușesc, până la Moldova. Și turcul, Xerx, a vrut să ie Moldova. Domnul moldovan a zis, asta e Moldova. Și s-a dus nahu în prut. Și nu putea turcul să ieși în Moldova, înțelegeți? Asta e Moldova. Nu, Xerx era pers. Asta e Moldova, blядь. Era pers. Pers. A, dar Turcia asta nu e pers? Nu. Asta e gruș. Блядь, ce vrei, нахуй? Ce-s de тупой, просто? Trebuie să vină cineva din Franța. О, și încă Franța, блядь. Poate două țări, două măcar. Deși ei și-au redus din pretenții, trebuie cineva din Franța să vină în Rusia. Napoleon. A, 1812. Da? Алло? И дали Леновый пункт, окей? У меня обсудит до спрашивай, чувак у Наполеон, сыну скут. Бля, кларка и не леща бада, ща нуми. А еще путь разбой, сын еще путь разбой. Разве к Наполеон Бонапарту пердут ла Ватерло у меня обсудит до спрашивай? Ватерло, это игра престола. Ватерпола, Ватерпола. Ватерло. Ай, спунь, че врай. Ел вре са жунга пан ин Молдова. Ну? În Rusia. Ce s-a întâmplat în 1800? Hai spune-te rog, să știu prosta. Nu pot să spun, băieții știu. Da. Franța a atacat Rusia. Așa. Și din cauza asta ea nu avea destul de putere să apere și a mers la întâmpinare în actul cu turcii și a căzut la și lor, le s-a propus și a redus din pretenție pentru că a fost atacată de Franța. Două puncte pentru doi, super Ștefan pentru Marin Madan. Tot asta ai vrut să spui tu? Da. Asta este răspuns corect. Rusia a câștigat războiul din 1812. Da. Doar că ea avea pretenții foarte mari. Imperiul Otoman cunoștea despre asta. Turcia cunoștea, dar aștepta să invadeze Napoleon Rusia. Asta respectiv... atunci când a ars Moscova. Da. Și Kutuzov... În timpul acela, frumos. Eh, nostalgie. Eh, повторит. Hai puțin să căifuim. Da, pentru că cât mai repede se poate muta toate știrile care erau în zona asta la noi, în Moldova, România, să le mute încolo în Rusie, trebuie să aibă un contract, un acord. Și respectiv au fost de acord să obțină o parte mai mitică de pământ. Contract adică de vânzare-cumpărare. Contract de vânzare-cumpărare. Nu era notar până atunci. Adică dacă nu era Napoleon, s-ar fi putut ca ambele principate, și țara românească și țara Moldovei, să fie astăzi în Rusie. Nu azi, atunci. Înseamnă că Napoleon e pizdos pățan pentru noi? Da, bravo Napoleon. Pizdos tort, cătare. Bravo Napoleon, două puncte pentru... Marin. Marin, da? Puteți să ne cine? El? El a răspuns corect. Pentru Marin Madan, un aplauz de voastre, iar noi mergem la următoarea întrebare. Războiul din anul 105-106, care Decebal l-a pierdut. Decebal, iubim Cipugos. Dar o Decebal. Decebal l-a pierdut războiul ăsta și a încercat să se retragă undeva, să ascundă de cavaleria romană. Dar totuși, cavaleria vine după el. Adică l-a ajunge de urmă și el s-a sinucis. Decebal s-a sinucis? Da. Tragedie. Mama lui plângea.
Nu plânge când la sinucisuri nu fac înmormântări. Nu, dar pe spate de plâns. Dacă te înțelegi cu preotul, să fac de plâns în spate. Mam, s-a vrut să încep a plânge, nu în spate, că s-a sinucis. Firma, a, spate, a, da, plin. Ok. S-a sinucis. Totuși, cavalerie când l-a găsit... Să nu-l prindă. Da, să nu-l prindă, el a zis că eu mai gine m-a sinucid. Făcut harakiri, sau cum se cheamă asta? Nu, cu tableșin, dar am înțeles. Sinichit. De ce bal sinichit? Oi, cât am dat ce clădiri înalt, e stai vine. O sagă stai vine. Cu sagă. A tăiat mâna și n-a murit. Prostă fără mâna. Eu vă rând fac eu, vezi? S-o sinucis. Respectiv, totuși când l-a găsit cavaleria romană, trebuie să duc o dovadă la Roma că, uite, într-adevăr a murit Decebal. Aha. Se arată-l Traian, băi, totuși a murit. I-a dus capul lui Decebal și încă ce? Blin, eu știu și... Da. Hai, Marin, îți dau voie, îți dau voie. Șpulă eu! Bra, cum... cum dar răspunsul de țelul! Cum să înțelegi cu omul din Trușeni? Adică, prima și-ar lua Marin, da. Decebal cap șpulă, las și bă, blea. Bine, mă, să zica așa ea, bine. Parcă avea un șlam. Hai, stai un pic. Emisiunea Coșos continuă, dar noi vrem să-ți mulțumim pentru că ești alături de noi. Dacă nu ești abonat la canal, te rugăm să o faci, asta ne ajută foarte mult. Bagă un share, un like, un subscribe. Dacă îți place ceea ce facem, poți să intri pe patreon.com/standupofcașunescuță. Iar dacă ai o afacere și vrei să devenim partener, nu ezita să ne contactezi. Mulțumim că ești alături de noi! Emisiunea continuă! Da. Hai ne așezăm la locul tău. Asta tot oricum așa e tăiat. Am versiune mai logică. Da, tăiem pula! Suntem evrei, să știi. M-am întrerupt. Scuze, Victor, scuze. Ladă, nu trebuie minus 1. Minus 2. Victor. Eu adus capul și sabia lui. Răspunsul partea corpului, sabia și partea corpului. Spus partea corpului? Da, mă scuzați, eu n-am auzit. Mă da. Scuzați. Și minus pune? Să-i pun minus? Nu-i pune, eu ți-ai pitenit te-am jălit. Nu, deocamdată nu-i pun. Hai, hai serios să ne gândim. Partea corpului. Ce să iei? Ceva și cunoaște, ceva și... Eu știu răspunsul corect, dar vreau să răzgănesc cu real. Chiar crezi că i s-a văzut ochi în ochi vreodată? Ceva simbolic. Nu a prins Skype atunci și te-o vedea. Eu știu. A, bre. Victor, regii, de regulă, aveau inele regești. Așa. Și că nu-i scoate inelul de pe deget, eu tăie degetul, că se arăte cu tot cu inel. Nu, asta e corect, răspund. Nu. A, nu? Rebis. Yes, e logic. E logic, dar tu chiar crezi că tu paștei. Asta trebuie să ID de la deget. Hai să iei, te rog, deget tu ești. A, de fapt, e după față locul nostru. Da. Eu dat capul și ochii. Care era un cap deodată. Ne, ochi sunt cap. Apoi asta și constă gluma, Victor, tipa. Da. Tipa, davai, luați capul, dar ochii deoparte și ei, da? Și când uite, ochii azi e primii. Dar și asta e de meta umor, asta. A luat capul și piciorul. Deși piciorul, tipa... Era pula legată, da. Nu, smișno, așa. Nu, smișno, nu știu. Marin, dacă fata aceea să râs, dar ea știe prea, naverna, blea. Dacă noi stăiem de la pulă, tăta asta spunește că n-ați încep în context. De asta nu folosim. Nu, e tot normal, Marin. Blea, tu e praf. Căroce, el luat capul și piciorul. De ce piciorul? Ca să arăte lui Regi că... Lui Traian, împărat. Lui Traian să arăte, uite, el a fugit și noi l-am... L-am prins de picior. El fuge, cu ea că sunt ghidicat. Noi, cșorul, da? Pentru cșorul sunt ghidicat, cșorul am luat. Iată cșorul lui, avea 47 размер. Короче, cel mai banal, adică eu cred că i-a luat capul și inima. Ебать, asta e жестко, nu? Asta e deștept. Da. Unul de aplauz pentru Vlad Sărencu. Și corect? Marin, versiune. I-a luat ceva din dânsul. Partea corpului. Mâna. Da, ce mâna? Care? Stânga. Mâna stânga a luat. Da, e tu, hajoaic. Două puncte pentru Victor Vizitiu. Mâna dreaptă i-a luat. Da, și de huinea aia. Și asta. Aici se bază, bleți. Că pășlin. Marin. Asta nu e, asta nu по-настоящему, asta e прикол. El jumătate de răspunsul l-a spus așa. Ok, un punct pentru Marin Madan. Eu tot m-am împărțit. Da. Un punct pentru Marin Madan și un punct pentru Victor. Să bag eu mâna care. Câte un Ștefan, un rând de aplauze pentru ei, într-adevăr. Da, las spune. Las spune ei deși.
De ce? Spuneți de ce? Eu n-au argument. Eu am spus, mă, în dreapta, da, așa. Ține sabie, pentru ține sabie, Andrei. Și, și, și. Cu sabia se luptă. Ne, și dacă ține sabie? Ce înseamnă asta? Că el dat în sens că el... Simbol, simbol de război, simbol de armată. Că el cu mâna asta ușide oamenii lui. Da. Și a drăcit. Nu, 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 nu. Uite, Vania, un rege conduce cu capul și luptă cu mâna. Și tipa aduce capul și mâna, el n-a poate nici conduce, nici lupta. E de fapt au dreptate. Ok, răspunsul corect a fost dat de către Victor Vistiu și Mari Madan. Un rând de aplauz și noi mergem la următoarea întrebare. Bun! În anul 2018 a fost dezvelită prima statuie a lui Ștefan cel Mare. Unde credeți? În centrul Chișinăului. Până atunci nu era Ștefan cel Mare. Nu, prima statuie la București. Agen 2018. La București tot au o statuie? Asta nu e destăpremicetelnicia noastră? A? Destăpremicetelnicia noastră, Ștefan? Obiect, obiectiv turist. Obiect frumos. Obiect frumos. Patrimoniu toc, cultural. Toc, obiect frumos. Așa, Ștefan este în anul 2018, prima oară a fost instalată o statuie lui Ștefan cel Mare la București. Uh-huh. Cum credeți, de ce așa târziu? Uite, de ce până atunci nu a fost instalată? Adică tu spui că eu a fost dezvelită, adică eu a fost acoperită? Da, eu țineam acoperită, din 1400 eu țineam acoperită și mă zic, blядь, e timp. Cu ea, da, să o dezvelim. Da. Eu cred că era acoperită și... nu, te-ai spus că a fost dezvelită. Da? Păi dezvelită, adică inaugurată. Ah, eu credeam, de să spun, da, da, versiunea. Da, da, versiunea. Da. Deci era statuie și era învelită cu pătru, cu cleoanc și ceva. No și tipa, și vineau tăchi, tipa, să zic eu, blea, nu seamnă. Ah, că nu seamănă. Da, și tipa, să temeau că, înțelegi? În Bălți este. Dar în Bălți este. Da, în București. La Iași, Iași sunt multe, sunt mai multe pentru că e de-a nostru. Dar de ce e ca la București? Nu? Iași, a nostru. Яш, а ностру! Яш наш! Яш, я могу. Яш наш! Яш наш! Спота хотим, конечно! Яш наш! Луем Яшу и напой! Компания электорала а партиду луй Молдова и Молдова. Яш наш! Яш ностру! Яшу напой! А Виктор, ай спус версию? Да, 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 ай спус. Это ай спус? О спус, ну. А, ну. Да. Atunci păsările se căcau. Pe... și hulughii erau agresivi. Da? Hulughii erau... Și era... Pentru că erau, era în timp războiul. Atunci 2008 erau... și timp războiul. Mereu erau războiul. Da, 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 da. Mereu și păsările erau stresați, pizdet. Și se căcau, blea, pe... Pe monument. Pe fic... Da, oamenii au avut stimă față de Ștefan cel Mare. Pentru că e un mare și sfânt. Nici o pasă, nici un căcat. Și ea ca să leagă cu versiunea lui Vlad. Când păsările s-au liniștit. Da. Și să leagă cu versiunea lui Vlad. Și păsările au zis că, ei, dar poate ajunge atât căcat pe statuie. Poate da, de atunci au început să caci pe mașini, strogă. Da. A, în București au apărut mașini, ia că deși. Ștefan, în 2018. Da. Ștefan pentru Vlad, Susarencu și Ivan, versiunea ta tot a fost bun. Mulțumesc, mulțumesc. Cu mare drag. Cu mare drag din partea mea. De ce așa? E legat de un anumit eveniment istoric. Din punct de vedere istoric, Ștefan avea obiceiul să facă ceva și țara, da. Ștefan era tare mare amator să construiască biserici și mănăstiri. Așa. Și cred că au fost descoperite dovezi că Ștefan cel Mare a construit ceva de gen ori biserică, ori mănăstiri direct în București. Minus un punct. Nu, nu. Da, minus un punct. E din potrivă. E din potrivă să pune monumentul lui în orașele în care el a construit mănăstiri. Asta și ce am spus și eu. Și acolo nu era construit. Minus un punct și lui. Vă duceți la fund, băleci. Hai, ridic. Băieți, băieți, dacă nu știți... Uitați-vă. Nu, nu știi, nu te păca, băleci. Cristi, nu ți-a băgat! Așa nu știe glumă la Ghițan. Atsilke! Atsilke la Ghițan. Atsilke la Ghițan și ușigane din sat. Domnule Ghițan, da. Îți poate vreau un indiciu? Da. Eu sunt pedras și ăla din prima bancă. Îți poate vreo? Da, Marino a spus greșit. Da. Da, puneți-i doi. Îți poate indiciu totuși, da. Dacă ați început. Cei din țara românească? Mm-hmm. Erau supărați, oleac, pe Ștefan. Deși credeți că ei erau supărați pe
Ștefan cel Mare. Hai, Marin, hai, spune ceva. Hai, Ne, eu vreau să ascult, mi-e interesant. Marnaș. Marnaș. El mai mult o luptat în zona a Moldovei. Mai mult în zona a Moldovei o dus luptele și mai mult acolo a investit în construcția mănăstirilor. O investit. Am de bivă. Dar mai puțin a investit atenție în partea asta românească. Dar el nu era domnitor acolo în țara românească. El nici nu putea să investească. Pentru că el era domnitor a țării Moldovei. Așa. Și de asta și românii erau supărați pe dâns. Tipa, vrem și la noi. Eu nu vreau și la voi. Eu vreau completez. Poți să spun completez? Da. El spunea limba Moldova. Și românii, băi, hai, perestani, știi. Stai, dar ce s-a întâmplat în 2018, dar că ei s-au... Românii chiar, perestani, băi, perestani. Ștefan, nu hai, da. Nu hai, Moldova. De ce nu le plășe de Ștefan? Ok, ei erau supărați pentru că... Nu spune răspunsul, nu spune. Ștefan avea obiceiul... Stuchească. Cât grăie. El avea strung internet și stuchească. În români. El avea obicei să stuchească în români. Ce zai, Ștefan? Zai, bă, bă, nu băgați emisiunea asta. Emisiunea asta sunt o vadă la România. Te-ai pulă, bă. Am întâlnit pe drum și ce ești? Român sau Moldovan? El român și a, stop. Da, monumentul ăsta din Bucurie. Arătați emisiunea asta în România, vă rog. Fără fantan. Fără fantan. Dar e în nachier partea asta. Dar în România nu înțeleg la noi și limba Moldova. El obicei avea. Ok. Țara românească era țara parte. Țara Moldovei era țara parte. Ștefan cel Mare avea un obicei să facă împotriva celor din țara românească ceva. Și face el. Cu stuchetul nu e corect, da? Da, versiunea e clasă, e prea zăcios. Avea obicei să fac ceva contra lor, da? Da. Nu dădea voie la oamenii din Moldova să facă pașapoarte români. Ok, un punct pentru asta se poate. Tak, mulțumesc. Și am o evo jumătate, ziceți, blea, și eu rămâne fără. Da. Deci el nu dădea voie să transporte țigări încolo. Băleați. Tu ai vrut asta să spui? Da. A, e soție. El a dus. Acolo se vede pe cameră cine a spus. La judecată a spus. Vă dau indiciu? Da. Nu. Hai să ne gândim. Și puteți să fac Ștefan că ceva nu-i plășe în țara românească? Sau nu-i plășe de un domnitor? Și puteți să fac? Dar el e domnitor în Moldova, da? Da, și lui nu-i plășea și nu-i plășea în România. Și face el, da. Îl ușidie. Pe România? Îl detrona. Pur și simplu detrona. Nu chiar al omoră, dar și făcea el... Îl bătie, pur și simplu la strel, că-l chemaș. Nață, pur. Și-l stuchie. Tot la stuchie, dacă tare o ați vrâși stuchie, tu o să vadă în cale. Eu știu și pe logic. A, tam smiută. Nu, tot ok, eu nimic nu spun, prost, m-am uitat la tine de ce așa vorbești. Dar obiceiul ăsta s-a păstrat? Amu, nu. A. Victor, am versiune. El nu obicei, dar o practică. Ceva face el, da. El, dacă nu-ți place ceva în altă țară, pusim, nu-mi place tam, în Ungaria, ce faci tu? Nu mă duc încolo. Nu te duci încolo? Da. El nu se ducea în România? Da. Răspuns. Când lui nu-i place. El nu, vapșe, n-a fost acolo. Și asta tipa, da. Băi, Ștefan, vină încolo. Când... Vin la noi, te rugăm, Ștefan. Nu, nu vreau. A venit la spuțe. Nu vin. Nu-mi place. Aveți găluși? Nu vin. Da. Atunci erau războaie cu turcii și el le face o padlă și le zice la turci că acolo e Moldova. Ce-ți fac acolo? Haroș. Da, deșteptățel, băietul. Cum o cheamă mama ta? Doamna Natalia. Doamna Natalia l-a educat. Nimic nu spun. Tak, și puteți să facă el. Uite, lui nu-i place. Scrie posteri despre dânsul urât. E criticare. Facebook de-asta, hater era. Hai spune indiciu. Eu вообще n-am niciun variant. Ai variant? Indiciu vă dau? Da. E foarte simplu, pregătiți-vă. Da. Așa nu-i mă joc. Te-ți-o opuzeam. Hai. Cum să mai spun eu altfel? La... Marin, asta glumă a fost! Marin, perturbarea ordinii publice, minus 1, blea, strada mea. Marin, răspunsul de la Marin. Stai, cum se mai spune la... La! Copac? Minus 1! Dar nu, blea! Copac! Nu, că tare e drept, tipa...
Marin, și penalizare n-ai drept să participi amuia. Nu, nu, ai drept, ai drept. Smișno, Marin. Cum să mai spune... Dar tu te-a pricios crășivă. Ștavane. Cum să mai spune la... Invadare. Ei, blați. Подсказка. Invadare. Кучерире. Sau? Котропире. Котропире. Sau? Invadare. Sau? Копак. Ай, скажу корректно. Ви копак. А ничка мы синонимим, блядь. Так, invadare. Это захват, да? Да. Нет? Кучерире, он спус, да? Кучерире. Котропире. Окупация. Окупа... Хобби. Mă duc să zic băciat în țară românească. Și la români nu le plătesc. El a cucerit România. A fost la România au talent. Câștigat tot timpul, tot sezonul la România are talent. Da. Ștefan cel Mare. Nu, blin, nu. Da, el că tare. Voi, de fapt, toți aveți dreptate în principiu, că este sinonimi. Cromie Marin. Cromie? Supus, l-a supus. L-a condus. Copac. Supunere. Marin, cât are amuia? Minus 2 total? A, are pozitiv? Блин, норм. Тот окей. Но, ел, что фаше, атунч, когда я инсталат в царе румынянску, домнитор, который луи ну и плаще, например, когда Раду чел фрумос, цените минте один прима эдиции? Да, 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 да. Цените минте один прима эдиции Раду чел фрумос? Да! Видец? Не что лаще секунды, что лаще минуты, да, таре фрумос ира был, да? Например, когда я инсталат в дом, который луи ну и плаще, ел винеши, ал скоте нахер де коло, ши оседяништи четец. Sau arde, incendie, Brăila o incendiat-o. Păi eu am spus... Copac ai spus. Nu, înainte de copac am spus că e detronat pe dânșul. Păi da, e detronat, dar ce făcea în oraș? El intra... Da. Dar de foc la oraș? Da, dar pe asta așa am spus în mașină. Dar ce foc la incendia anumite orașe? Am uitat întrebarea. Și ei din țara românească aveau cumva pe dânsul, erau supărați. Și tocmai de ce în București și nu au făcut nicio statuie până acum. Cu ars Bucureștiul. Bucureștiul nu l-a. Brăila, Brăila. Am dat Brăila. Jumătate de întrebare. Da, dar asta nu s-o coate pentru pe urmă de copac, am uitat tot ce ai zis până acum. Cine a dat răspuns corect? Voi tăiați. A, pe asta și este. Cromie, da. În afară de marinaș. Oricum, da. Un rând de aplauz pentru voi, pentru că ați fost foarte aproape. Iar noi mergem la următoarea întrebare. Parcur. Aproape. Cunoaște ceva despre Benjamin Gold? Nu. No. A? Benjamin Gold. Este pe banii lui dolari. Acela e Benjamin Lincoln. Asta e frațiso. Frațiso. Benjamin Gold a fost un basarabian de-a nostru care a emigrat în America. И бати мне въебиста. Benjamin Gold basarabian. Это сейчас так ставят. Золотой. Eu sunt Ivan Ciaban, dar eu sunt Benjamin Gold. Da. Cum vrei și eu, Золотой. Gold. Benjamin Golden Rain. Золотой e Benjamin. Golden Rain. Și cu dâns. Copilul de aur. Copil minunic. Da, el a fost o personalitate importantă născută la noi în Basarabia, doar că a emigrat în Statele Unite ale Americii și a realizat mai multe greve acolo, muncitorești, în 1926. Printre revendicările care el le-a dorit, da, alături de muncitori, el pretindeau ceva de astea. Vrem pâini ieftine, știi? Chestii de astea. Vrem să ne plătiți facturile, tipa. Mm. Da. Vrem macaroane, da? Cu brânză. În 1926. Printre revendicările care le-au făcut el acolo a fost crearea, ei doreau crearea fondului de șomaj. Adică când nu lucrezi, să-ți dai bani statul. Mare mrazotină, blea. Asta Benjamin Gold a făcut? E, da, asta în 1926 încă s-a pretins. Atunci a participat la această inițiativă în 1926 12.000 de oameni undeva așa, în New York. De asemenea, el a solicitat ca să fie majorat salariul cu 25%, tot el asta a făcut. Și la fel, el a solicitat ca să fie repartizarea salarială egală pentru aceeași muncă. Adică dacă tu lucrezi egal cu Victor, să primești același salariu. Dar care e cea mai importantă revindicare pe care a făcut-o asta Benjamin în Moldova? Nu. În New York el era. Moldovan? Da. Primarul în New York? Nu, nu era primar. El a făcut revoluții, greve. Greve muncitorești. Da, și el a cerut ceva să și mai gine pentru muncitori. Da, el, și a solicitat. El a solicitat să apară work and travel-ul pentru moldovenii muncitori. V-a plăcut? V-a plăcut? V-a plăcut? Îi dau punct? Eu îi dau lui punct? Unu! Un Ștefan pentru Victor Vistiu. De la cine? Va! De la Vlad, un... Mulțumesc! Eu n-am dat nimic. Nu. De la tine? Da. În sală e Plăhătniuc. Da, și eu.
Okay. La pentru FBR sau cine la NATO. Ce o solicitat? Și puteți să solicit. Ce înseamnă solicitat? O șerut, tipa. A, și o șerut? Da. Când se duc la protest, ceva, da, țin nou, ia ceva, ceva legat de, parcă simt așa, parcă ceva legat de mâncare. Dați-ne burgeri. Vrem burgeri la toată lumea. Vrem McDonald's. O solicitat, o solicitat a 13-lea salariu. Mm, cruta, cruta, dar nu. A 14-lea? 14-lea. Adică a 13-lea nu-i l-o dat, dar a 14-lea l-o dat. 14-lea iPhone. A solicitat. Ce a solicitat el? Benjamin, da. Benjamin, Benjamin, Gold. Da. Asta e moldovan, corect? Corect. Din ediția precedentă. Da, da. E moldovan și moldovenii au jin, corect? Corect. Așa. Și iau logic, logic. El a solicitat la fiecare muncitor cât îmi place. Pentru hemoglobin. Pentru apetit. Înainte de greu, da? Cât un paharel, da? Eu cred că o să dacă faci muncă de asta, vă zic, grea, în condiții toxice, să-ți dai lapte. Nu, dar ce e drept aia? Dați-l, vă rog, te-o milcă la tăi, da? Mai zi. Nu, dar ăștia care lucrează în condiții toxice, le-ți dă lapte, că îi mănânci să bie sau lapte. Ah, toxic? Să... Eu lucrat în condiții toxice? Băi, care lucrează în condiții toxice, de exemplu, în șahtă, în New York. Lapte. Sau dacă directorul e toxic. Tipa toxic, se ia lui toxicine. Da, da, da. Directorul e toxic, da. Lapte, сразу. De toxic, lapte. Dacă tare așa și este. Da. Până atunci lucrau 11 ceasuri și eu zic că vrem să lucrăm 8. E legat cu ceasuri. Ceasuri de muncă. Pauza de masă. Vlad. Să li se zorducă pauza de masă. Ce? Asta Victor o zis. Da, Marina era prima. Давай, давай, грей за мною. Грей. Ты легат săptămână doar. El a eu să Da tu nu mai ai zis că eu. Dar tu ai vrut, blea. Nu mai ai zis că eu. Tu ai ținut. Nu mai ai zis că eu. Hai spune, spune, hai, hai. Marin. Hai, Marin, Madan răspunde acum. O micșorată zilele de lucru în săptămână. Bravo, Marin Madan. Blea. Dar nu-i corect. Și mergem mai departe. Ivan. E legat cu ceasuri, ai spus. E legat cu ceasuri. El a hărnat la fiecare cât un ceas. De asta, pe perete, știi? De asta, galben, perete, frumos, dar arată corect. Da. Și să vină la timp, la lucru. Puteți în blog. O solicitat 40 ore pe săptămână. Bravo, Vlad Slisarenko, un rând de aplauz și răspuns corect. Ce-ai de vrut spui? Nu, eu altceva. Răspunsul corect de la Vlad Slisarenko, într-adevăr, el a fost cel care a solicitat ca săptămâna de lucru să fie de 40 de ore, adică să nu poată nimic pe voi să vă impună să lucrați mai mult, iar dacă lucrați mai mult, înseamnă că sunteți chelner la evenimente. Da, un rând de aplauz pentru Vlad Slisarenko, iar noi mergem la următoarea întrebare chiar acum. Următoarea întrebare o să fie de la sponsorii noștri, care sunt Marshall Divin! Eu zic Marshall Divin! Eu zic Marshall, voi Divin! Marshall Divin! Marshall Divin! Marshall Divin! Așa, da! Am un pricol, căroși, tipa că... Marshall atâta. Este un câine care... Este un câine care nu poate zice gaf și el zice numai al și tu zici Marshall, 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 Marshall. La următorul open mic. Ești profesional, Da. Ați auzit de descrierea Moldovei? Descrierea? Asta da. E carte, da? Da, carte de, scrisă de Dmitri Cantemir. Da. Între anul 1714 și 16 a scris cartea asta. El acolo descrie despre o practică care este... în țara Moldovei și țara românească. Uh-huh. Odată chiar cei din țara Moldovei și țara românească au hotărât să întreacă și unii dintre dânșii sunt mai puternici. Da? Au hotărât cei din țara românească și țara Moldovei. S-au întâlnit univa la Focșani, la hotarul dintre țara Moldovei și țara românească. Nu, clar, clar. Clar că acolo, Focșani, da. Nu, da unde? Da unde la altă parte. Nu. Și s-au început a sfădie și unii dintre dânșii e cel mai puternic la asta activitate și moldovenii au câștigat. Chiar moldovanul care a câștigat, domnul a zis, tu ești și boier de azi înainte, pentru că ai câștigat. Despre ce activitate este vorba? Da! Trântă!
Tu crezi că e prost la berbecu adus ei? Berbecu, hai trântiți-vă. Eu cred așa, da. Ce activitate? Răză că l-a trăit canatul. Sau... A, la graniță, tipa. Da, tipa, cu... Nu, asta e bun. Dar vezi că a câștigat unul. A, păi normal, nu poți câștigi amândoi când tragi canatul. Dar până nu, acolo mai mulți oameni tragi. Ce activitate? Activitate? S-a pus la întrecere, da, idol. Da, asta nu e sport, scuze. Nu e sport. Asta dăm în urmă. Băut tot e sport. Eu asta am vrut, da. Adică l-a băut. Bravo, Vlad Lusarenko și 2 puncte într-adevăr. Ia, bă, чисто случайно. Чисто случайно. Într-adevăr, era un moldovan și românii au zis că noi tot putem bie. Dar nu putem. Da, eu câștig. Eu prost cred că eu am spus trântă, cred că asta e tot corect pentru că la trântă bie oamenii. Nu, e bieu și apă strântesc. Da. Și se întrec cine mai mult bie. Cine mai mult bie și el pierde. Dar eu am câștigat. Adică vrei minus un punct. Eu? Da. Nu. Eu vreau ca tu să mă înțelegi. Că eu n-am vrut să spun despre trântă. Eu am vrut să spun că Vlad corect a spus și să subsemnez sub cuvintele lui că el era foarte, foarte deștept băiatul. Pod Halim. Pod Marin. Ok, într-adevăr, este vorba despre băutură. Adică s-a întâlnit un... Asta noi luptăm cu stereotipurile așa. Dar întrebarea este din partea la Marshall Divin. Așa că trebuie dat seama că este bă, chiar nu ne-am gândit. Victor, bă, mașină. Și. Da. Minus? Lui Victor? Nu, nu mi-ai pus, dar pentru el, za zdraste, da. Za zdraste. N-a l-ascultat. Eu vreau 1000 bun, a luat 2 Ștefan Vlad Lusarenko, iar noi un rând de aplauze pentru el. Și mergem la rezultate, după care o să mergem la următoarea întrebare. Jingle! Consumați cu măsură. Iar avem următoarele... Avem următoarele rezultate. Tak. Rezultatele preliminare. Marin Madan 3, Super Ștefan pentru Marin Madan. Victor Vizitiu 4, Super Ștefan. Rezultate preliminare. Bum, 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 bum. Victor, nu retrăi, asta e tot e bine. Viața continuă. Mai puțin, dar atâi. Da. Următorul, Vladislav Slusarenko, are 6 Super Ștefani. Rezultatele preliminare. Și Ivan Lulenov are rezultatele preliminare. 7 Super Ștefani. Bravo. 1000 de lei. Tot mai aproape de 1000 de lei este. Nu retrăi, tăi înainte, am ușa să te preibești. Eu mă iar acum, pentru că câștigătorul intermediar, după câteva întrebări, este Ivan Lulenov, o să avem un dans de la Ivan Lulenov în această pauză. Chiar acum! Ivan! Bravo! Și te dam. Okay. Asta e clopoțelul, așa? Уже непривычно, что ли? Че, бля, не миг мой дракур, сейчас. Ой, бля. Влад Цепеш. Да кто-то ворвем здесь клопоцелы на попоняться. Влад Цепеш, бля. Влад Цепеш, дженерязу урматоре антребари. Кунаждись папту кел вроя, кататлами смунчаска, с фейчин стиц, яр чей карину ерау ашакум вроя ел, клопоцелу ин? Ин кур. Анус. Да. Doar că era țeapă. Țeapă. Totuși el a hotărât să încerce odată... Altceva. Totuși el odată a hotărât să pui la încercare oamenii din țara românească, uh-huh, să vadă dacă ei a sfuri ceea ce el a spună. El a pus un obiect de preț, a pus într-un loc public. Ce a pus el? Unde? Și așteptau oamenii să fură? Da. Și cei care furau... Dar ei nu știu de asta. Știu. Nu, el făcea asta ca să vadă, să testeze populația. Adică ca oamenii să nu furi, el vrea să-i învețe minte. Și lumea știe deja, știe și nu el. Respectiv, el a lăsat un obiect de preț la vedere. Ce obiect a lăsat și unde, da. A lăsat, vreau să zic, pe masă o sticlă de Marshall Divin. Oh. Bravo! Aplauze pentru asta! Ai unul numai de-i.
O lăsat pe... Da unde asta? În loc public? Într-un loc da public. Da unde? Nu știu. Nu știu nici eu. Dar și-o lăsat, și-o lăsat. Pe astanovcă? Pe astanovcă, loc public? Da, da, da. Pe astanovcă a lăsat fiica sa. Cel mai scump. Cel mai scump. Și fiica zating... sa, da. Și ni se atingă de fiica. Gata. Tată, el m-a... Atins. Изнасиловал, как будет? Виолат. Ма виолат, тата, бля. Рэл. Бля, ты знаешь, сам... популяция рэл. Ты знаешь, сама дакел пуне вамени пица поди так ну лукрау, да, ну, пинту шикса. Да, да, я лопус статеш пынде, ши не асфори. Я лопус фикса пи пынзы, шти? Кабань. Eu cred că el, ca să învețe oamenii minte, anume a lăsat o țeapă de aur ca oamenii să înțeleagă ca să ajungă pe dânsa dacă s-o fure. Blin, fain că tare. Interesant de răspuns. Dacă și eu așa aș fi, aș face. Adică și tu ești rău, ai. Marin Țepeș. Nu, tu așa ai faci în sens că tu ai furat-o, știind ca să o bage. E destul și Marin Madan, nu mai trebuie. Păi dacă te așezi pe o țeapă de aur, blin, te așezi așa pe oricare. Clopoțel. Clopoțel, da? O țeapă bună, nu e adevărat. Da, ce fur oamenii? Hai să ne gândim. Ce plac să fur? Bani. Bani. Așa. Galben, da? Aur. Ceva din el aur. A lăsat ei, bani. Ceva din aur. El ceva a lăsat din... bani. Cât? Un sac de bani. Ei, hai. Un galben. Nu. Coroana. Coroana a lăsat-o. Coroana? Din aur a lăsat acolo, dar el a îmblat prin cap. Ui, blea, unii. Nu, dar pe el special a lăsat-o. Și apoi pânde. Nu. Так, динамо. Веселый динамо. Сундук. Эй, веселый, чего динамо? Каны. Купа. Унди лосата. В центре ураша. Унди. На беселик. В фонтан. Унди. На примари. Унди. Стай, сам угодец, на дискотеку, блядь. Я родился с фонтан, да ну и грифон. Куму слышишь кана на фонтане? Хабус. Че за хуйня кула, хабус слышишь кана. Лайзвор, а спус пацан. Altul. Dar e cană, e corect. La fântână. Așa, două puncte în total împart. Marin Madan și Vladislav. Lideli răspunsă. Într-adevăr, a lăsat o cană de aur. Măcar o cănuți cu apă. A lăsat o cană de aur la o fântână care era în piața publică din Târgoviște. Târgoviște era capitala de atunci. Și el a lăsat asta și, de fapt, spune versiunea că nu că nimeni nu a furat, dar nimeni nu beie, suntem eu tăți. Deci ce, bă, el și era vampir, cum își bei după dânsul. Alexandru, cana și e până mustă acolo. Nu-i vânahul, poate și eu, bleați, eu nu beau, las, asta țep și eu, bă, nu-i spune, pțeavă, da, la... Un Ștefan și pentru Ivan Lulianov, iar noi mergem mai departe la următoarea întrebare. Lat. Ați auzit de opera Pădurea Spânzuraților? Da. Că clar că, da. De la Decibal. Da. Liviu Rebreanu, da? Da. Liviu Rebreanu. Da. Întrebarea este, ce l-a inspirat pe Liviu Rebreanu să scrie opera Pădurea Spânzuraților? E un liric, da? Asta cu Ion a fost așa, nu? Sau așa? Păi da, tot noi a fost cu Ion. Da. A, el a văzut cum un țăran pupă pământul. Mană li, blea, eu am văzut asta și a scris totul meu în viața sa. Ion? Pădure? Tot a scris. Un Ștefan pentru Ivan Lulianov. No, logic ar și chel pupa pădurea. Da, și mai logic. Pupa morții, prost. Un neam de-a lui s-a spânzurat. Nu, da, el cum? El, da, nu, da. Eu am să completez. Da. Un neam de-a lui s-a spânzurat în pădure. Aproape, dar nu. Da. Nu a dovedit că el a venit și unul se lega aici, știi? Faci că și faci, deci el acum spânzur, dar nu așa trebuie de gât. Hai să ai bați, vrei să mor să... Am înțeles. Asta e anecdot, caroci. Da, am înțeles. Meta a spus, dacă să mori, te ușit, n-am. Asta știu. Victor Vizitiu? Cred că l-a inspirat soția lui. Din cauza la care el vrea să spânzure. Și e așa de trist asta. Noi pentru că el are soție. Noi n-avem, noi nu știu. Vania, dar eu am scris 0 cărți, așa că la mine tot e genii. Nu, asta din altă cauză. Dar... Pentru că ai dat un răspuns sexist. Acolo. Ușine cineva femeie. Da, cineva femeie. Femeie în masă. Sucă. Vizitiu. Într-o carne, blea, bate. Vizitiu, na. Pentru că ai dat răspuns sexist, te iert.
Mulțumesc. Ok. Cum se numește? Scuze. Pădurea spânzuraților se numește. Pădurea spânzuraților? Da, se numește opera. Opera? El a scris opera, asta e muzică, vabșe, nu? Nu, bani, opera asta e browser, blea, vabșe. El a făcut browser opera. Opera și ce înseamnă? Roman. Roman? Cernicov, care e? Eu, dacă nu greșesc, era ceva despre război acolo. E adevărat, era ceva de război. Așa? Ай, Виктор, начинаешь. Разбой, что? Блядь, все про разбой. Что стука? Война. Что везут ел? Сау? Ел интрат в подоре. А? Интрат в подоре, что везут спонзорация. Да. Я везут по интернету картинка. Я плачу щиба. Я рав, имею в виду. Я вам везут его картинка, балерина, шафа, ща. Вот так. Так. И картинка была до сюдова, и не было понятно, я дансяза сау есть из пензурата. Ши ела везут картинка аста. Ши балерина им подури, ши была, ну... Ты смешно же, дай им пункт. Ну, останови. Марина. Ты смешно же. Я инчерк с фак... Ка... Реконструкция, да. Фоторобот. Я инчерк, да ту... душниш, блядь. Ништяза, бля. Хай, да кай распун спуни, да кнаши... Им плащи лима румына лайба. Ништяза туда. Pe dânsul l-a inspirat ceva sau cineva? Cineva spânzurat. Chiar tot vrei să știi. Da, da. Ceva. 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 Da. Și legat de război. Cu hârtincă are dreptate. Și legat de război. Cu hârtincă am dreptate? Nu cu asta, că stătiu chiar balerinile, dar prosta cartincă. Înseamnă că erau fotografii. El a văzut cartincă. Așa, erau fotografii care ce? Alb-negru. Alb-negru. Care și? Care erau spânzurați în pădure. Ok, două puncte pentru Victor Vizitiu. Da? Tu ai, ai, tu ai știut? Ștefan pentru Victor Vizitiu. A? A, tu ești pe Google, clar. A, păi că tot pe Google. Așa mai deștept. În Google sunt multe cartinci. Eu când zic că au văzut spânzurați, Nică, dar este zici de fotografie. Păi, dar e evident că e pădurea spânzuraților, dar lui un prieten de-a lui a arătat o... Типа я у тебя фотографии. Я арătat o fotografie cu niște prizonieri cehi care erau spânzurați. Și el a fost inspirat cum a foarte tare. Da, dar în ce circunstanțe a arătat fotografia? Deci chiar că aici... Dus acasă, brat, că dă sără ceva. Da, o zic, ia uite, noi și cu pațanii la șașlă, că aici e spânzurat. De ce el a făcut omul ăsta fotografia asta? A, pentru o evidență istorică. Da, dă să-l fotografiez. Nu, să spună, dar să sună scoră, ceva, nu? Asta era de fapt o tragedie, dar na, în timpul războiului întâi mondial se mai întâmplau și asta pe dânsul l-a inspirat să scrie una din cele mai importante opere lui. Mm-hmm. După Ion, clar. Ion, yeah, Ion te top. Lia Manoliu. Lia Tăbărcean. Lia Tăbărcean. Lia Manoliu a fost o atletă română. Tăbărcean. Manolit. Tăbărcean? Lia Manolit. Și aici o să pară, știi... Alături de noi, imaginea cum cântă Lie Tăbărceanu. Da, da, da. Ce cânte știi? Lie Tăbărceanu? La nunta asta numai muzică de nuntă, toți să ne ascultă. Atâta muzică de dimineață, ia să joc măcar dat în viață. Da, eu a fost... Pentru asta nu dăm baluri. Hai, ladă. Dar pentru asta dăm pe baluri. Lie Tăbărceanu n-ai zis. Tak, Lie Manoliu a fost o atletă română născută la Chișinău, care au participat la mai multe olimpiade. Uh-huh. Ea era cunoscută pentru proba de aruncare a discului. O câștigă... CD disc sau CD-RV? Nu, discul și la cartofi. Au participat la proba de aruncare a discului. Ați auzit de flash-te, blete? El a spus disc cartofi. Vă ajunge nafă! Я себя антрена. Пацаны сначала природа, бля, пчел, картофель и куни. Да я. Пацаны куртофель. Лия, бля. Лия, туяра, бля. Лия, он диск. Что ты, Лия, лава, нунта, астай. Пуй диску. Я după asta o trecut la aruncat mai mare. Așa s-a născut și tigaia, blea, pentru că erau numai discuri în aruncat. Da, blea, să ce... Hai să nu o luăm la prirodă, hai să iubit cu discuri. Iar aruncat discuri. Hai trecem la detalii, ule.
Au fost primeat cu aur chiar, l-a aruncat discul. Da. Arunca ghini discul. În Mexic, în 68, au luat aur. Cu discul. În Mexic, prăjeau niște nachos acum. Dar ea... Asta la bine, unii nachos! Da. Mexicană cu chitară. Unde-i nahui, blyate, nachos-ul? Заеби, дать аур, блядь! În Mexic au luat aurul, l-au aruncat discul. La Roma au luat bronzul, da, mă. Acolo tot discul lor. Întrebare pentru și eu, am intrat în cartea recordurilor. Da, i-am povestit. Nu, pentru asta deja aveți cam câte un punct la teț. Marin s-a râs, numai la Marin nu. El tot târziu. Nu, eu am dat idee cu discul. Victor, un Ștefan, Vlad, un Ștefan, Ivan, un Ștefan, Marin. Pentru ce am intrat în cartea recordurilor? A aruncat hardul după asta, dar... Au cam fost la dânsul. Da, e minus Ștefan. Pentru ce am intrat în cartea recordurilor? Так, răspuns corect. Nu, hai, nu, dar nu poți Valdău. Voi trebuie să-l dați. Nu, eu să-l știu, просто eu... Care? De ce eu spun? Eu, dacă îl știu, asta pentru voi trebuie, băieți. A, să tipa restul, care nu știu. Da, 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 e drept. Da, da, Victor. Da, cum eu ne închepui că îți petrești activitatea asta sportivă, eu razmach așa și aruncă. Așa. Și eu intrat în cartea recordurilor, că niciodată nu i-o sărit discul de la schinare cât e așa. Aroș, un Ștefan. Ok. Hai, da. Hai, nu ne chinuim, răspuns corect. Hai, ea a luat discul și a intrat în knigă recordul Guinness că l-a zvârlit pe cea mai multă distanță. Nu, tipa, ce mai mult metri a avut ea. Cu discul? Da, a zvârlit. Corect? Nu. Eu așa și-am știut. Eu... Da, indiciu, i-a intrat în cartea recordurilor datorită la sportul ăsta? Nu. Aha. Aiebă! Nu, adică e legat, am mâncat pelmeni. Cei mai mulți pelmeni. Da. Nu e cu discul de vopșie? E legat de olimpiadă, dar nu neapărat cu discul. Da. Ea era cea mai în vârstă. Era în vârstă, dar... Sportivă care o aruncat discul. Cei mai grasă era. Hai să începe fanteziile astea tăile, mă, Marin, bă. Era grăsuță, mă. Uși, sportivul cu discul, cu... Da. Ivan, tu ai bătut? Da. Era cea mai frumoasă, pentru că era moldoveancă. Altfel nici nu poate fi. Un punct pentru asta îi dăm că sala chiar a rămas da. Șocat. E dacă... Ce cunea ai spus? Da. Nu, Moldovean. E dacă era așa bun în sportul ăsta, respectiv, eu cred că era primul participant la olimpiadă care a aruncat discul așa departe, că el a ajuns în spectator și a ușit vreo trei. Luați-i de acolo, luați-i de acolo, copiii. A ușit juriu. Arbitru, bă. O ușesc pe cineva sau nu? Nu. Aha, răspunsul nu-i corect, Vania, nu. Dar nu cu discuri, el a spus. E legat cu olimpiada. Cu olimpiada. Nu vrei, dar și cu discuri, ok, că nu se duce la olimpiadă, tipa, și ești pe cel cu discuri. A, eu vreau să joc rugby. Ia vișei mei lată labă. Mână, labă. Uși mână are. Moldovenii n-au labă, ei au mână. Da. În ce ani asta au fost? Perioada contemporană. Da, din 52 okay. În 72. Ok, înseamnă că eu... Este de fapt indiciu. Eu s-o dus la olimpiadă și de-am o să ias pe arenă să-și facă aruncarea și-o văzut că eu uitat discul acasă. O, blea! Da. L-o scos din și da, dar o ieșit din încurcătură și eu s-o amintit că a venit cu autobusul și-o luat discul de la roate de la autobus l-a aruncat și-o câștigat. Tu tăti discurile te arunci. Da. Tăti discuri, schinari, tăt-o băgat. Calamburia... Ap, nu-i corect. Nu. Bele. Apoi e nu cu autobus, cu mașină. O discotecă. E legat cu olimpiadă. Și ce-a făcut ea? Uite, pentru ce? Pentru medalii clar că nu. Pentru că a luat odată aurul, odată bronzul. Nu pentru asta. Dar pentru ce? E legat de olimpiadă. V-am spus un indiciu 52-72. E șoc și indiciu. 1952.
Aha, eu prind 800 mă. Cele mai multe participări la olimpiadă. 2 puncte pentru Victor Vizitiu. 2 super Ștefani. Lia Manolio a participat la 6 ediții consecutive de olimpiadă. Ea a fost cea mai titrată sportivă care a participat tocmai la 6. Vă dați seama, din 1952 până în 72, 20 de ani să particip la olimpiadă. Pentru ce? Pentru ce? Era moldoveancă. Frumoasă. Moldoveancă, frumoasă și arunca discuri bine. Și avea mâini, blea. Moldoveancă, moldoveancă cu mâini mari, asta și? Asta e de la băietul plăcere. Fericire. Plăcere la băieț. Faci cunii sau te păle? Dacă nu faci un cunii, blea. Ia-o lua pe băieț și... Cum te cheamă? Discul a venit cu așa. Un punct pentru Ivan Lilianov pentru acest răspuns ingenios! O rând de aplauze pentru Victor Vizitiu! Wow, 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 wow! Bum, bum, bum! Rezultate! Wow! Браво! Вот это надо было сделать, то что. А что? Bună seara! Asta eu facem. Bun. Александр Чел. Марин... Madan, 4 puncte. Marin Madan, a.k.a. matematica, numărat corect, 4 puncte. Iar pentru că a numărat corect, îi mai dăm un punct să aibă 5 puncte pentru Marin Madan în ediția de astăzi. Așa. Tot e bine, 5, asta e tot în notă. Ai treci clasa mai departe. Așa. Și nici asta e 10 înainte era. Da, da, da. Vladislav Sliusarencu. Știi, Marin, cât are? Să dau... El are 8. Minusul bun, Marin m-a dat 9 puncte pentru Vladislav Sliusarencu. Nu o lăsăm 5, tot ok. 5. 9 puncte. Următorul pe a noastră listă... El. De ce? Da, bă, poți. Avem muzică de asta care de. Nu, e clar. Da, să dă eu și voi faceți risteris. Nu, hai noi să facem, tu spune. Hai. Victor Vizitiu 10, Ștefan la emisiune. Așa, bună seara. Și câștigătorul din ediția de astăzi... Cine? Interesant. Ivan Lulenov și 12 super Ștefani! Ivan Lulenov este câștigătorul, bucurați-vă pentru el, urmă de aplauze! Mulțumesc! Și acum fraza de la Ivan Lulenov. Mulțumesc! Eu am câștigat și am banii aceștia pentru că eu îmi iubesc țara și istoria țării sale și eu o știu și eu am învățat și m-am pregătit și o să mă duc la Polul Chudes și norocului. Bravo, Ivan Lulenov! Vă readuc aminte, alături de noi astăzi a fost Vladislav Sliusarencu, rând de aplauze pentru el, Marin Madan a fost cu noi, Victor Vizitiu, frumos joc, Ivan Lilenov, câștigător, eu am fost Alexandru Ghețan și emisiunea Așa Bună! Seara! Noi vă invităm să vedeți toate seriile noastre și urmăriți-ne, like, subscribe, la revedere!